Salut, Young, ți-am un episod din GTA Online aici cu pisica și cu Mihai. Bună! Și astăzi avem niște challenge-uri noi, dar mai întâi am văzut că s-au spawnat unii acolo jos, dacă vă uitați, cu sniper-ul. O să-l vedeți pe ăla care are o armă în mână și un echipament destul de interesant. Oho! Hai să vedem dacă putem să mergem Era din acolo. Halo, mă. Da, chiar. Era din Halo. Ia. Așa. Hai să vedem, hai să vedem cum pot să ajungem mai repede jos. Merge OBS. You drop the base. Eu o să mă arunc, frate, că ceva, ceva de genul cred că pot să ajung. Au, mă duc în cap. Au. M-am dus în cap. Pe bune? De ce nu ți-ai dat parașută? Păi n-am parașută. Uite, ăsta-i bookshelf-ul meu. Ăla-i bookshelf-ul meu? Că ăsta-i al meu. N-am parașută, trebuie să-mi iau una. Vreau să mor. Bă, two times. Stai puțin, să văd dacă mai e ăla acolo. Să veniți ușor, să nu-mi speriați, nu. Că se desponează după aia și fuge. Fuge, Axel, aici para de față. Sau lateral, nu Ia, știu. Veniți încoace, veniți încoace. Acum venim. Așa, și nu uitați, dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua în fiecare seară. Ăsta și trage ocazional. Bă, și-a aruncat arma pe jos și fuge. Ia că începe. What the fuck, îl văd. Ia uite-l. Vine după tine, ia-te cu el la bătaie să vedem care câștigă. Că ăsta are armură. Ce faci, mă, nenea? Ia uite-l cu tot cu armura asta. Ia uite-l, cu tot cu armura asta, poate vine la tine. Ia uite-l, bă! Bă, hai, ești nebun! Ești o bucată, hai! Ia, i-a căzut masca, i-a căzut casca de pe... Hai! Nu poți să barez cumva? Cum poți să barez? Nu poți, poți să faci dodge. Gen, ți-i clizat pe el, dai spațiu. Matrix! Da, uite așa. Și după aia, fiate, când faci asta, poți să și clica, să-i dai counter-attack. Ia. Hop! Click. N-a mers? Nu. E o chestie de timing foarte tricky. Sunt curios dacă pot să-i dau casca așa, jos. Uite, ăla a fost cancel. Sunt curios dacă pot să-i dau casca jos. Uite, mă. Opa. Dă-te, mă, de aici, mă. Oho, l-a leșinat. Nu putem să-i luăm masca cumva? Nu, hai să-i frumăm armura. Era bine dacă putem să-i luăm. Casca lui a căzut pe aici, nu știu dacă o vedeți. Ți-a bușit mașina. Uite, casca lui e aici. Nu, nu o vedem. Am văzut când i-a sărit totuși, da, dar nu mai văd. Eu am văzut că i-a dispărut, știi? Bă, vine poliția. Hai să plecăm. Mașina mea unde... uite, e un pic mai încolo. Astăzi mă gândesc să facem ceva un pic mai nebunesc. Am văzut chestia asta prin foarte multe comentarii. Mi-ai și picioarele. Și... nu băga mea și picioarele, n-am văzut băga mea. Păi, dar a adaptat ăsta în mașina mea. Vrei să ții și tu mașina e zgriată, știi? Și te zgrie intenționat. Așa cum faci tu acum. Mașina mea oricum e vai de capul ei acum, dar... asta am primit în foarte multe comentarii, să urcăm dump-ul pe dump. Asta nu știu dacă e posibil, pentru că dump-ul are niște chestii, niște scări, niște chestii și habar n-am dacă se poate, dar... Hai să-mi chem dump. Zic că merită încercat, chiar mi s-a părut interesantă ideea și zic, bă, hai să vedem. O să arate ridicol. Dacă merge. Să te dai să faci o poză. Dacă merge, dar unde găsești un loc bun ca să urci dump-ul pe dump? Cred că acolo, la casino. Deci tu, cheamă și tu dump-ul că ți-l dai aici aproape. Da, aici mi l-a dat, dar nu știu, poate să-mi dea la amândoi în același loc? Mie mi l-a dat aici. Și a meu tot aici, ci că e. A, e un pic mai în față, uite-l aici. Uite-l aici. What the fuck, dump lângă dump. Uite un dump. Două. Double dump, OMG. Ha, mă, du-te de, ia uite-l. Eu nu o să mă urc eu pe dump, că nu prea știu să dau cu spatele. Da, tu trebuie să găsești, dar știi unde mergem? Aici într-o parte, e un deal. Am impresia că... Bip, bip, bip. Ori acolo, dar nu știu, hai să vedem. La casino acolo mi se pare că era zona. Ia, Mihai, tu mergi în față. Unde crezi tu că ar fi o zonă bună? Dar acolo la casino, într-adevăr, e zona. Dar nu mai știu exact unde e. E casino? Da, asta e faza. Uite aici, stai că l-am văzut eu. Aici. Gata, am pus waypoint. Hai, veniți după mine. Vin. Ups, scuze. N-are nimic. Și eu m-am pus în mijlocul drumului. Și n-am ce face decât asta. Asta e faza. Primim foarte multe challenge-uri cu dump-urile, pentru că dump-ul e un vehicul mai special. E un vehicul foarte mare și poți să faci multe. În mod normal, n-ai vedea un dump mergând pe stradă. Cum, în viața reală. Bine, da, zic, dar astea sunt niște chestii care se folosesc în construcții și chestii de genul, știi, că nu... n-ai să-l vezi. Da. Eu am nisip aici. Vreți nisip, băieți? Nu. Un milion. Ar fi... Știi că s-a pus pe vândut nisipul. Da. Scump, scump, dincolo era mai ieftin, dar... ar fi bine
Dacă am putea să ridicăm dump-ul cu elicopterul banana, dar nu merge, că am încercat. Da, nu se merge. Prinde. Zicea cineva să urci dump-ul pe munte, i-am răspuns. Nu poți. Nu trebuie tare putere, doi la mână, nu poți să-l piști cu elicopterul banana. Singura opțiune care poți să-l urci și ai șansă să-l explodezi, să-l împiști cu tank-ul. Sau... Două mașini de alea insurgent în spate. Crezi că ar merge? Nu știu dacă au forță să împingă. Nu e neapărat de forță, e faza de grip pe munte, că nu prea ai loc două insurgenti în lungă să urci. Asta așa e, știu, da. Știi unde e problema? Adică ai putea să urci cu el dacă n-ar fi rampele alea mici care faci stânga-dreapta. Știi că la un dat sunt unele care faci un fel de S. Da. Acolo e problema. Ai mai verificat un pic OBS-ul să văd dacă merge? Nu l-am verificat la început ca să știu că am prins toată faza când se bătea Max cu ăla. Da, a fost așa random, știi, că n-am planificat asta. Bun. Aici e zona perfectă, dar acum unul dintre noi o să trebuiască să se urce, probabil eu o să mă urc, iar tu vei sta invers. Mihai, vrei să conduci dump-ul meu? Da? Nu te urca pe mine! Urc pe Mihai. Hai mă, treci. Snap. Unde-i Mihai? Sub tine, mistrești, Iisuse. Eu mă duc cum arată mașina. Uite cum arată limuzina mea de lux, a fost de lux. Ok, asta va fi greu. Încerc eu cu să dau cu spatele. Fiți atenți, o să încerc cu fața. Să dacă mergem. Dacă nu încercăm cu spatele, cred că cu spatele o să avem succes. Ia, Mihai, dă-te de acolo, ce faci? First. No, stai pe loc. Nu cred că... What the fuck? Trebuie să te dai un pic mai încoace. Eu? Da, pentru că e un copac acolo. Mă dai jos. Ia uite mă cum stă Mihai acolo, doamne. Dă-te jos. Așa. Hai Mihai, pleacă din spate. Ce ciudată e limuzina aia, doamne ferește. Dar cu limuzina ciudată, steam pe burtă cum ar veni. Ia zi, e bine? Da, e perfect. Nu mai ridica. Acolo, stai acolo, nu te mișc. Mă mișc. Ușor. Uite, a lovit cu scările alea de față, cum am zis. Uite! Oh my god! A mers! Poză, gata. Băi, ești nebun! Trebuie să vezi din perspectiva mea cum se vede. Băi, ești nebun! Tu mă împingi pe mine, Max. Oh my god! Tu mă împingi pe mine. Nu-mi vine să cred. Stai acolo. Deci nu-mi vine să cred, fă o poză. Stai. What the fuck, ești pe Maxus. Bă, nu credeam că o să meargă. Ia, zi, poți să ne împingi și pe noi că... Eu pot să mă mișc aici. Eu o să vă împing cu ce? Cu limuzina? Uite așa, te dau în jos eu. Te dau un pumn în roată dacă vrei, da. Vrei să-l împingi? Gata. E? Merge. Un pic în spate, mă. Băi, suntem cam înalți, așa, nu știu dacă trecem de podul ăla. Nu cred că trecem. Ia oaiți pe interior. Stai, ține-te, dar oameni, că mi-e frică. Nu. Merge. Doamne, ce ridicul arată, băi. Mă, când tu double down. Oh, nu! Adio, da. Max. Bă, a mers, a fost super genial. A mers super tare. Deci nu vine să cred că a funcționat. Mă gândeam că nu o să meargă. Pentru scările aia din față au o coliziune ciudată. Mai exact... A luat foc, ți-a luat foc. Frota. Da. Mi zice Hell Rider sau cum Da. Ia uite-l. Că iar de doar o roată. Oh, mi s-a dus cauciucul. Ce ciudat arată fără un cauciuc. Are bounty, Mihai. Da. Orice pentru bani. No. Mihai, nu mai ține cont de prietenie. L-am rupt. Gata, l-am luat. 3000 bounty. Oh, 3000. Ba, ia uite ce bănos e. Fără mașina lui ăla. Ce om. Da, mă enervează chestia asta că fură mașina unui NPC și îți bagă bounty, știi? Și pe aia toată lumea, nu mereu, dar de multe ori mi s-a întâmplat și eu, vine tot serverul pe tine, știi? Adică pur și simplu vreau o mașină să mă deplasez. Vreau să mai comand eu una. Și mă trezesc cu tot serverul pe mine pentru că am furat o mașină de la NPC, știi, adică... Stai că e poliția în față și vine pe mine. Cu tine? Da. Mai rezici cu proata aia pauză? Mai merge? Merge cam greu, nu? Aulo, vine poliția. Lester, salvează-mă. Și handbrake. Nu pot să mai înaintez. Remove wanted level. Gata, am scăpat. Dacă aveai și butonul de inflate tires. Am scăpat, da. Am scăpat, dar o las acolo pentru că... Da, mi-o împinge. Bă, vezi că e un polițist în față. Ups, eu nu văd în față nimic. Bă, domnul polițist, vă rog eu frumos, plecați de acolo. Să mai are un pic și bubuie dump-ul meu. Văd cum iese fumul din el. Bă, eu nu prea mai pot să mai ies de aici, mă chinui.
Stai așa ca să intru în dump. Vrem să văd dacă poți să te împing. Nu, 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 stai că iau eu dump-ul ăsta, deci. Kamikaze Banzai, cine s-a blocat? Eu dau, eu nu, stai că dau eu dump-ul acum, stau cu spatele. Vorba vine. Hello. Iotă. Vezi dacă poți să ieși. Poți să ieși, gata. S-a scoată camera în sfârșit, că eram... S-a blocat camera în... Poți să dai din first person, dacă... Și nu puteam să mai văd nimic. Mamă, cum arată rata aia de spate-spate. Bă, deci, nu mi-a venit să cred că am reușit să urcăm dump pe dump din prima și super tare. Mă așteptam să cadă, să duc în laterale sau ceva. A fost absolut genial. Nu o să merg chiar așa din prima. Deci, ce ridic o rată cu rata aia spartă. Merge el așa strâm. Da, dacă ai putea să-mi dai foc la celelalte să mi le spargi cumva. Da. Bagă-i canistră pe... Nu, stai așa să mă... Să văd dacă poți să le sparg pe toate. Crezi că dacă tragi cu... Merge? Ah, doar cu alea. Are nervante pe ecran. What the fuck? Stai ca să intru. Dă-i acum. What the fuck, cum arată? Poate zbubuie dump-ul. Nu cred. Ia uite, Ghost Rider. Da, eu nu-mi văd flacăra. Se la mine. Mamă, dar ce s-a lăsat în jos, ești nebun. What the fuck? Oh, acolo. Așa. Ce ai femeie de urli că au disperată. Uite ce joasă-i. Asta e Low Rider. Și-a făcut Max Low Rider și nu dam. Deal with it. Dar tu vezi, greutatea e foarte mare încât roțile din spate sunt... S-au crăcănat în laterale. Au unghi greșit, gen. Doamne. Știi ce e ciudat? Atunci când alea sunt umflate, unghiul e invers. Nu știu dacă ai observat. La pisica cred că se vede. Dar tu vezi că încă mai poți să mă mai... Ușor merge să mă mai urc pe alte mașini. Păi, înălțimea, ce faci, pisica? Nu știu, mă atrag, mi-a fost mașina acolo. Aveai unul sub tine. Băi, am scos roata la 1, n-am mai văzut până acum așa ceva. What the fuck? Da, se întâmplă rar. Ia uite! What? Ia să urc eu pe Stai puțin, ia că eu... Nu-mi împinge. Merg fără o roată. Băi, am scos roata de tot. What the fuck? Ce mișto arată. Aia te uiți, mă uitam la aia. Uite, n-are roată de tot, eu n-am mai văzut, prima dată când văd așa ceva în GTA. Am mai văzut eu, dar e rar ce-i drept. Nu știu de ce, e foarte greu să smulgi roțile în GTA, dar... Deci uite, dacă eu merg așa, las cânteie pe jos. Bine, uite, ce face fizicalul ăla? Mă curățenie. Deci l-am dat atât de tare încât i-a sărit roata, mă, la mașină, prima dată când văd. Uite-te la... Uite, dacă îi se lasă curul, fundul, în jos. Așa. You can do it. Uite scânteile. Mamă, ia full speed, trage frâna de mână și învârți-te. Da. Mă, și speriat pisica. Salut. Am împins 3 oameni așa, cică, poc. Bun, să ne mai lăsați challenge-uri în comentarii, pentru că ne uităm peste comentarii. Dar sunt foarte multe, deci am văzut pe cineva care zicea că de ce nu-i luăm challenge-ul lui. Sunt foarte multe, sunt cred că mii. Sunt și multe care ce-aș cerut nu se poate, adică sunt multe, de exemplu, faza, urcați dump-ul pe munte. V-am dat un exemplu, da, nu puteam să prinde cu elicopterul banană. Am citit și eu mai mult, într-adevăr, sunt unele care nu se pot face și sunt unele care nu că nu merită făcut, dar de cele mai multe ori explodează vehiculul. Să zic așa, și nu e ceva de filmat, adică nu merită să vă pierdem timpul cu asta. Da, așa zic și eu. Uite o chestie pe care am observat-o, da, și pe care nu prea o înțeleg. Ăștia verzi, în GTA San Andreas, erau în partea cealaltă, unde acum sunt ăia mov. Uite, fii atent, deci nu fac nimica, da? Este. Mă, nu vrei să mergem până la magazinul de arme, că mi-a tot lăsat oamenii comentarii. Bă, da, mă, ce că sunt arme noi. Că sunt arme noi. Ce faceți, bă, băie? Bum! Am vrut să zic, vezi că ăștia, they know, nu se joacă, vezi că nu se joacă. Nu, dar vreau să zic o chestie. Ați observat că ăia verzi s-au mutat din cartierul în care erau în San Andreas? Au fost cucerit cartierul din San Andreas de ăștia mov? Nu știu că... Să ne spuneți în comentarii dacă știți istoria lor. Eu n-am avut... Calcă pe mixul! Calcă pe mixul! Plăcerea de a face toate misiunile din San Andreas. Nu reușesc, ia ce viteză are omul! Ia că m-a... Ia uite-l! Unde fugi, ne poate? Giucarino! Stați așa, băi, să-mi chimi și o mașină și... Salamac! Și mergem la magazinul de arme. Aha, mergem. Stați așa, băi, să... De aia aveam o treabă cu biciclist. Stai că dau cu spate. Încă vine poliția, băi. Doamne, ce ridicol arată fără o roată.
Da. Care e cel mai apropiat, cel mai apropiat shop de arme? Văd unul, dar văd, uite la depărtare. Este lângă Benny. Uite la aici unul, vezi că e unul cerculeț, vezi unde sunt eu? Acolo e unul? Unde? Da, uite. Mă vezi pe unde o iau eu? Da. Și uite-te puțin mai sus de mine. Ah. Ai văzut? Da. Da, așa că vin acum. Tot e o povestică, e o stradă. E mult de mers? Nu, e o stradă. Ajungi în... Ah, what the fuck, dar mie nu mi-l arată altfel pe ăsta, mi-l arată cu alb și cu negru. Și altele sunt, da, și cu cerculeț și altele mi-l arată. Altele mi-l arată doar un pistol. Care e diferența? Nu știu care e diferența. Cred că e un fiu un magazinel mic. Că de asta nici mă uitam după asta. Cred că e magazinul mare și de aia. Care e, frate? Care e sarvele noi? Sunt două, cică. Nici eu nu m-am uitat să văd. Ăsta e compact. Iau pe ăsta. Ia să văd. Full, sunt full, ok. Le-am. Nu pot nimic. Ca nou. Ba da, sunt două noi. E una aici în colț. Compact rifle ăla? E compact rifle, da, una din ele. Și extended clip. Doamne, arată ridicol cu extended clip pe ea, dar... Și ce mai e? Army tint îmi pun pe ea. Așa, și mai e double barrel shotgun? Care tot așa mi-l arată că e nou. Ăla era, dar l-am cumpărat. Ba nu era. Double barrel shotgun, mi-l arată nou. Ba da, 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 e nou. Uite, Lowrider Custom Classics. E nou, e nou, nu era până mă. Care? Lowrider, ăsta, Double Barrel Shotgun. Sunt două din colțul din dreapta. Mă duc să mă uit la ele afară. Hai să le vedem. Dar parcă era... Nu era, că zice Lowrider Custom. Ok, așa. Da, așa să-mi iau o armură. Pe unde mi le-o fi pus mie? Cred că sunt la SMG. Ce e la SMG? Nu, nu e la SMG. Uite-o. Sunt armele alea. Double barrel shotgun, uite-o aici. E, e micuță. Cum se aude? Mă prinde poliția, da. Se aude interesant. Bă! Interesant, dar mă prinde poliția, bun. E chiar șmecheră arma, să zic. Așa. Te arăt cu degetul. Nu stă cu precizia la distanță. Hai să încercăm, băieți. Eu trag și să văd, da. Capitele. A, da, bravo. Păi trebuie să încerc și o armă, nu? Hai că încerc pe poliție, bine. Haideți, domnii poliția. Da, ia uitați-vă din first person. Bă, arată genial arma asta, nu știu. Știu, m-am uitat până acum, că așa m-am analizat. Seamnă cu o armă din Battlefield, cu railul ăla sus. Și mai am un shotgun, dar nu știu unde îl găsesc pe ăsta. Dar de ce nu pot să... Voi v-ați pus ceva lunetă pe ea? Că eu nu pot să... Nu mi-a dat opțiuni de lunetă. Nu, sau... n-am lunetă. Deci cum să aibă arma, cum să aibă arma asta rail pe ea, să poți să spui lunetă și să nu-ți dea opțiunea să spui lunetă? De două ori. Lasă femeie mâna aia jos. Uite-mă. Uite, ia. Fizica le bate cu degetul. Știi ce vreau să mai facem azi și mi-a plăcut foarte mult data trecută? Ce? Sumo. Da, sumo. Da, dacă am putea să găsim mai mulți jucători, să fie mai genial. Maxia, țintește-mi capul și omoară-mă, ha. Aia. Ha, arată-mi. Oh my god, cu shotgun-ul nou? Nu, no, cu arma aia. Cu arma aia m-am uzat. Așa, hai să văd cum e și shotgun-ul, double barrel. Bă, tu știi ce repede trage cu double barrel? Știu, am văzut. Sunt super șmecherii armele astea noi. Băi, ești nebun cu... Face repede. Bă, dar îi pulverizezi pe ăștia. Merită. Da. M-a rupt. Nu, double barrel shotgun-ul ăsta îmi imaginez că o să fie killereală maximă pe deathmatch. Te atrage cu două gloanțe odată? Da, da. Da. Super. Da, e și pulverizează. Tutu, se aude de două ori. Poliție! Arată de parte. Ia uite, mă, aici se vede valoarea, mă, în mașina din GTA. Sunt chiar șmechere astea. Eventual poate să ne mai uităm și la niște haine mai încolo, dar... Aș vrea să ne băgăm pe niște sumo. Hai să... Găsească Mihai misiunea. Ia-mi da să caute. Îmi da să caute, m-a omorât și s-a anulat sesiunea. Oh my god. Frumos așa. Mă, dar merge să intri în magazinul ăsta? Test? Test drive? Nu cred, nu. Ia să vedem. Nu, ăsta e din single player, mă. Trebuie să mă dea host. E din single player și uite, e omulețul ăsta aici, uite ce amuzant. E host. Ce omuleț, mă, ia să văd. Sus aici, nu vezi că e o chestie? Pisiciul ăla de... Da. Stai că ne-a invitat Mihai pe noi. Da.
Sumo. Bun. Eu mai aștept puțin să mai bage niște oameni. A intrat da, pisica, intră și Max acum. Acum stai așa că mă omor. Cine, poliția? Da, stai așa că intră. Ok. Bă, dacă nu, e jucăm noi, pentru că a fost fan și în 3, fără nicio problemă. Posibil să fim nevoiți să jucăm așa prima, pentru că a fost sesiunea privată și după aia ai okay, văzut că drumul, dă-i drumul. Dar știi care e faza? Sumo 1. E 1, e. Am mai jucat 1? Nu l-am mai jucat. Nu, am jucat 2 și 3, mai avem 1 și 4. Ok. Oricum astea putem să le mai rejucăm, pentru că sunt distractive. Normal. Uite, Sultan Eres. Sultan Eres, da. Ești tu iară Max singur? Vrei iară singur? Hai să ne luăm aceeași mașină toți. Ce mașină? T20. Gentorno. T20? Ne luăm T20-uri? Eu zic sunt mașini că rapide. E prea rapidă mașina. Nu, hai să încercăm, de ce nu? Ceva limitat. Hai să T20-ul? T20 toți. Ok, gata. Gata. Sunt curios. Să curios dacă mi-o duc pe atunci. A, nu, ne dă stoc. Bă, dar nu n-am mai jucat aici? Nu. N-am jucat. Așa mi se pare. A, ba nu. Nu, nu, e până acoperiș oval. What? Ce gen, data te spune și gripe că sari. Oh my god! What the fuck? Eu repede să mă împingă pe mine. M-am dus blană. Băi, cât de catering că e misiunea asta, deci îmi place la nebunie. Bă. Hei, ce faci? Fuck. Oh my god. Nu, nu, nu! Bă, ăsta, n-auzi! Nu! Oh, nu, oh, nu! Push it, așa! Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu! No. Bă, dar chiar că e ca sumo, chestia asta. Da, pe asta trebuie să-l împingi după hartă. Opa! Era să zbor! Am văzut. Ai sărit peste. Nu, nu, nu! Bă, dacă te duci drept în față, zbori peste persoana respectivă, dacă e față în față, uite. Păi bine, ai și mașini de... Na, ce facem acum? Asta e, na. Care e mai forțos? Care e mai forțos, e? Opa! Fii atent ce se întâmplă acum. Nu! Nu, bă, de răutate de om! Te-a prins! Așa se face treaba. Așa că m-am dus o grămadă. Dar ce hotărâm m-am dus înainte, am zis da, bă, ai zis că mă împingi și m-am dat la ultima secundă, m-am ferit. Și m-am ridicat și eu la fel, am pierdut tracțiunea, să zic așa, știi? Ia să vedem. Acum să fiți doi. Nu acoperiș că trebuie să dai viteză, știi? Dacă dai viteză, zbori, că de asta e și făcut așa. Ăla-i planul. Ia să vedem, mă, dacă vă ținem. Aha. Ce faci? Ce faci, bă, Mihai? Cercam și eu ceva. Ce faceți, oameni, bă? A? Hop, hop. Nu, 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 nu. Ah, dacă era mai bine, puteam să-l împing, să-mi bag. Handbrakes has been disabled for this mode. Nici nu poți să pui frână de mână. Ce-a fost asta, Mihai? S-a desprins, mă, exact când te-a lovit. Și te-am folosit ca rampă de lansare. În loc să te împingă. Na. Mi-a plăcut. Da, uite și faza că cam toate mașinile sunt în stilul ăsta. E făcut special ca să faci asta. Sunt făcut deja să sar peste tine sau peste orice player, știi? No, 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 no! Adio! Fuck! N-am mai putut, m-a prins într-o laterală și mai puteam să dau nici în față, nici în spate. La faza aia de obicei mergeți de cu spatele, dar din timp, da, eram prea mult împins. Te-a prins? Da, hai să vedem. Băi, e chiar tare modul ăsta, sincer. Da. Băi, uite, misiunea de astea se mai bage. Chiar, și dacă putem să facem de astea custom, să facem unde vrem noi. Ar fi interesant. De fapt, poți, dar... Poate o să pregătim câteva dacă o să meargă să facem custom. O să vedem. Ia. Și pregătit. Brum, 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 totdeauna. Aha, oprește. Aha, ia zi. Unde ai dus? E cam aiurea fază. Pur și simplu sar peste persoana respectivă. Yep. Nu! Pa, pa. Nu, nu! Aveam prea multă viteză. Da, ce ai de mine și... Da. Și știi de ce?
Nu poți să pui frână de mână deloc în modul ăsta și din cauza asta nu poți să întorci rapid. Păi s-au gândit oamenii. Da. De ce să te dea putinia să te întorci brusc să pleci? Da, asta e. Bun așa. Ah. Bagă degetul ăla în gaură, hai. Ia. Eu am level 69, așa că da. Da, mi-e frică. Dă-i sta. Iată, toată lumea doi to death. Dă-i start din nou și dacă nu intră nimeni o să mai jucăm noi încă unul așa și eventual în episodul următor să mai așteptăm mai mulți oameni. O sesiune mai normală. Da. Dă-i un... Sumă 4 n-am făcut. Sumă 4 și mai sunt în afară de astea? Nu. Ok. Dacă eu o să le mai rejucăm pentru că sunt distractive, adică nu poți să zici că e repetitivă neapărat pentru că... E la fel ca slasher și ca astea, în fiecare episod vezi altceva. Poate să fie altceva. De... Maxim 4. Probabil bus. Pentru că e locul foarte mic și din cauza asta. Ia să vedem noi. Poate mai intră unul. Da, hai să vedem dacă vrea să mai intre cineva. Chiar... Zi. Abia aștept să mai primim challenge-ul de astea nebune. Și astăzi chiar mi-a plăcut, deci a fost super genial. Bă, dacă de ridicul arată. Și arăta, da, arăta super ridicol. Nu mi-a venit să cred că am reușit să urcăm dump pe dump. Și cu fața, adică... Da, eu am crezut inițial că o să, nu o să meargă cu fața și că o să meargă din prima cu spatele, știi? Că cu spatele mi-a ușit, uite că a intrat. Super. A, așa, hai să vedem. Prinde-l, prinde-l. Pentru mine e distractiv să vă împing pe voi, de-aia vreau să joc împotriva voastră. Da. N-ar fi așa, n-ar fi the same. Dacă ar... ăsta e tatuat în chiloți și o are pe Maica Tereza pe piept. Eu nu-l văd. Eu-l văd. E un fel de... Ok, și ce e vehicul? Ne luăm... Ușa cineva... Nu știu ce... Nu știu ce vehicule sunt astea. Easy, Diletante, Panto... Și eu diletante, gata. Luați-vă ce vreți voi. Habar n-am ce vehicule sunt. Eu joc cu Easy. Nu știu ce... Chiar nu știu ce e. A, bravo. E vehiculul ăsta minunat. Ți-ai luat Mini Cooper, Mihai. Da. Oh my god, eu am ăla electric. Genial. Da, uite unde suntem. Caracterul meu dansează. Oh la my god, cât de mică e arena. Ce? Oh my... Glumești, nu? Cum? Tu vezi că eu mi-a luat aceeași mașină ca Max? Și ăla ca tine? Cum facem asta? Glumești, nu? Deci asta e ridicol. Cu mai mult de 4 ar fi fost prea greu. Pa! Pleacă, 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 nu! Pleacă, 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 pleacă! Bă, da, avem un elicopter aici, ești nebun? Da, ce cu ăla? What the fuck? Chiar că what the fuck? Pleacă! Ne supraveghează, ne fie! Bine! Mai un. Mamă, dar ce mică hartă! E imposibil! De asta îți dă și mașini de astea mici, adică... A, cu alea mari n-ai avea ce face. Ce faci pisica acolo? Bine, mă închinui. Da, auzi, elicopterul ăla cred că e camera de spectate la mine. Așa, așa, așa. Ce ce știu să faci, mai omule? Fai așa putem să stăm până mâine. Ba nu, avem două minute. Da, aveți două minute. Două minute, dacă niciunul... Puși, no, așa, no, așa. No. Aici e blocaj oricum, să sunt safe. Să chinui pisica. Aha. Ce faci? N-am cum să mă împing cu spatele, în niciun caz. Trebuie să fac o tactică. Sunt prea mari mașinile. Oh, să-mi bag. E atât de greu. Mașina asta parcă nici n-are viteză, frate. Parcă... N-are. E curbele... Bag. E curbele în 100 de ani în pană mea cu mașina asta. Bun, așa. Dar acum, trebuie unde să-i curbă, dacă suntem Hai că mi-a plăcut. Frumos. Frumos. Ah, și-am greșit-o. Drăguț, frumos. Dar l-am scos pe la altă măcar, a fost 1-1, a fost fair fight. Mamă, de unde s-au gândit oamenii să facă sumo? Uite ce ridicol arată. Și 4. Și 4, după ce că e asta mică, a pus și 4. Aș să zic 1 vs 1, dar 4? Da. Imaginează-ți 8. Eu nu pot să-mi imaginez 8 aici. Ia, iată bă, bă Mihai! Ce-i cu tine bă Mihai? Bă, nu! Am sărit când m-am împins, adică da, mi-a stricat mașina ciudat. Mă rog. Sica, 2 vs 1. Asta știi că și, nu, da, nu, știi nu, că nu, și nu, data trecută... Aia. Bă, nu. Aha, pisica asta vețește. Asta se împinge mine, omul. Ia uite-le.
Nu! Firara, n-ai viață! Că îl dădeam pe Mini Cooper jos, ești nebun. Mi-am schimbat camera, râna. Snap. Deci îmi schimbasem camera, ești nebun pe râ. Oh my god. Dar de ce ți-ai schimbat camera? Pentru că se mai numește că apeși greșit pe tasta. Ah. Ei, se mai întâmplă asta. Da. Și nu mai vedem nimic. Da, și eu, jocul trecut când l-am lovit pe... pe tipul ăla, a sărit atât de tare mașina lui încât era să cadă. De data asta a fost invers. Da, dar nu știu de ce, că până la urmă sunteți amândoi pe loc, n-aveți cine știe ce viteză. Și aveți și aceeași greutate. Vom mai încerca chestia asta cu Sumo și în episodul următor. Momentan e prima dată, hai că e prima dată. E prima dată când jucăm așa mai serios pe hărțile astea. Dar dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!